Saloanele de tatuaj vor fi mai ceva ca spitalele. Angajații vor purta echipament special, bonetă, mască, ochelari și șorți impermeabil. Șefii din sănătate au impresia că tatuajele sunt noile intervenții chirurgicale, așa că orbii, gravidele, bolnavi de hepatită, diabet sau SIDA nu vor mai avea voie să intre în astfel de saloane. Urmăriți un material filmat cu o cameră ascunsă. Iar va însărcinată e foarte bun de copil. Este o problemă, pentru noi voi. Doar să te duci la cineva acasă, să vă faceți și vă asta noastră. Vă nu știu ce evita. Să faci tu și când e vorba de bani, orice este posibil. Chiar dacă e periculos să tatuezi o femeie gravidă, pentru unii nu contează. Alții, în schimb, nu acceptă compromisul. Gravide au tot apelat la noi, dar le-am refuzat, pentru că sunt inconștiente la ce riscuri se supun. Dar am luat în seamă, în schimb, persoane care au avut cancer, de exemplu, care... poate chiar așa vreau să spună, bă, asta e ultimul meu of. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică normele de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală. Odată normele aprobate, femeile gravide sau care alăptează, nevăzătorii, cei care au diabet, hemofilie, boli de inimă ori dermatologice, alergii, hepatită, SIDA sau boli psihice, nu mai au ce căuta într-un salon pentru tatuaje. Minorii, dacă vor tatuaj sau să-și pună piercing, trebuie să vină cu părinții. Dar dacă vor asta în zona organelor genitale, atunci nu au voie, indiferent că părintele își dă acordul. Cu sau fără aceste reguli, oricum clienții aveau grijă de pielea lor. M-a interesat foarte, foarte mult, foarte multe pericole, trebuie să faci la un salon specializat. Când am ajuns, o trebuie să îmi pună toate întrebările de bolile pe care le am, pe care nu le am, dacă am mai făcut, dacă nu mi-am mai făcut tatuaj. Da, tatuatorii care își respectă meseria cer de la clienți declarații pe proprie răspundere. Nu prea văd o problemă în treburile astea, pentru că acele sunt de unică folosință, materialele toate care le folosim sunt de unică folosință. În viitor va fi mai ceva ca la spital în sala de operații. Angajații vor purta echipament special, lavabil, bonet, mască, ochelar și șorți impermeabili.